timp să stai și să meditezi și să stai să vorbești cu Dumnezeu. Și aș dori ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare. Amin. Aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm când trecem prin probleme, cum să putem să rezistăm și să ieșim cu ajutorul Domnului Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Deci vă mulțumesc anticipat pentru Domnul. Să fie Domnul. Și pentru că Domnul merită slăvit și onorat, aș vrea să începem cu rugăciune. Aș vrea să-l invit pe fratele Marius Mal în față și să ceară binecuvântarea peste tot și să facem locul acesta. Și Dumnezeu în ziua de astăzi să miște fiecare inimă. Să ne miște pe fiecare și dacă avem inimă de piatră, să ne transforme într-o inimă primitoare de Dumnezeu. Și tot din locul acesta să primim pe Dumnezeu în locul acesta, în ziua aceea, oricare ai fi tu. El vrea și te cheamă la mântuire. Aș vrea ca Dumnezeu să te facă să înțelegi lucrul acesta, indiferent care ai fi locul acesta. Haideți să vă ocupăm locul de Dumnezeu. Așa puțin.